Hello! Salutare și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio! Astăzi vă voi arăta și iepurașii de matcă. Avem și un alt membru nou, probabil că v-ați văzut videoclipul de zile trecute. Și să vă arăt și nou membru, ia uitați-l. Este o rață românească. Ia uitați-o aceasta. Ce faci, măi? Hai, vină după mine. Hai! Hai, ține după mine, ia uite-ți, haide! Am luat-o de la cineva, hai! Nu i-am pus nume, chiar, știți că animalele de la noi au nume și este foarte blândă, după cum vedeți, mă crede... Dar bine ați revenit la Ferma Grădina Bio și nu uitați să lăsați în comentariu cum vreți să se numească această rățușcă. Da? Cum vreți voi să o numim? Cred că este fetița noastră rățoi. Rățoiul știu că aici la fund își ridică 2-3 pene în sus, dar eu așa zic, ar fi fetița. Ne-ar ajuta foarte mult dacă ați da un like, un share, să vadă și prietenii voștri ce se mai întâmplă pe aici, pe la Ferma Grădina Bio. Și să discutăm și despre iepurași, despre ce se întâmplă cu iepurașii. Mai mulți abonați m-au întrebat dacă pot să spun matca, să desemnez iepurii de matcă. Aceștia trei rămân la matcă de jos în mod sigur. Aceasta încă nu am hotărât, aceasta gri, dacă o păstrăm sau nu. Poate o dăm, poate o păstrăm, încă nu sunt hotărât. Nici de aceasta la fel nu sunt hotărât. Riga rămâne la matcă. V-am arătat. Aici este vorba de Ariel. Rămâne sigur la matcă. Și grasul Tarzan, cel mai mare iepure al nostru, peste 10 kg, rămâne sigur la matcă. Deci v-am lămurit. Acolo sunt două iepuraice care nu știm dacă le păstrăm sau nu. La fel și cu Aguti, încă nu am hotărât ce facem cu ea, să odihnește momentan. Miki rămâne la matcă, împreună cu, să zic, perechea lui, este vorba de late. Ia uitați cine a venit lângă mine. Iar aici tricoloarea la fel, și ea va rămâne la matcă. Bine, ea nu este încercată. Ce înseamnă în expresia mea încercată? Adică trebuie să vedem cum stă cu fătările, dacă e mamă bună, dacă câți și cum va, câți iepurași va făta. În funcție de aceasta vom hotărâ mai exact. La fel și la tehnicia nu este încercată, adică nu știm câți, cum, dacă este sau nu mamă bună. La fel nici Aguti n-a fost încercat, a avut două fătări, dar în vară și nu am putut... Băi, să-mi lași papucul în pace, să hotărâm acest lucru. Belgiana este pe aici pe afară, chiar-s curios, de obicei se duce aici în colțul ăsta, nu este aici, s-ar putea să mai bage aici sub cuibare, aici mai stă ea, să vedem. Nu este nici aici. Acest lucru cu matca, v-am zis, pentru că foarte mulți abonați mă întreabă mereu ce iepurași păstrați la matcă. Nu am stabilit, de asta nici nu vă pot spune. Aici este o zăpăceană cu cele două care vor să clocească amândouă. Un abonat mi-a spus că să iau găina și să o pun singură pe ouă. Nu mai vreau să scot pui de găină, pentru că cresc destul de greu și suntem trecuți de jumătatea lui august, ceea ce înseamnă că va dura mult timp ca puișorii să se îndrăvănească, aproximativ 2 luni de zile, și nu știm cum va fi toamna, dacă va fi o toamnă grea. Da, uitați-l să și culcase aici maimuțica asta. Uitați-o și pe belgiana. Aici afară. Aici mai avem trei iepurași. Asta știu că este masculaș, sau așa cred. Asta, bă, tata, ar fi femeluță și asta cred că tot masculaș. Nu cred că vom opri din ei, ei sunt de dat. Aici o avem pe grăsuna noastră, este vorba de Sonia. La fel,
va rămâne la matcă. Nu este extraordinară, dar prin statura ei se recomandă a fi ținută. Aici, din păcate, am avut ceva pierderi, purașii sunt micuți, mai avem decât 3. Nu sunt perfecți, dar nu știu dacă voi opri sau nu unul dintre aceștia. Chiar nu știu, ăsta e cât de cât mai bun și mai bunicel, dar nu e extraordinar. În punctele în obraz, ăsta cred că nu are puncte în obraz. Ia, ăsta are? Da, ăsta are puncte în obraz. Ăsta nu are. Ăsta este... Asta cred că este femeluța. Momentan n-au venit nici clienți, așa că nu am hotărât. Deci, mămica Roxana rămâne. Aici mai erau doi iepurași micuți. Acesta este puțin cam bolnăvior, dar sperăm să-și revină. Mai a avut ceva pierderi pe aici, am mai și dat vreo 2-3 iepurași. Mămica rămâne la matcă, adică Ola Spaniola. Cei doi sunt de dat. Așa. Mergem mai departe. Aici este vorba de berbecul nostru mascul, în speță Torică sau Tor, cum voi mai spuneți voi. Rămâne la matcă. Aici mai avem un singur puiuț ca mămica de Andreea. Cred că este fetiță, dacă nu mă înșel, aceasta. Și aici jos o avem pe Blue. Sunt curios dacă iese afară, dacă îi deschid. Să se vadă cu cealaltă gri cu belgiana. Și reușesc să prind cumva pe amândouă un cadru. Așa. Hai că am reușit. Mai greu, dar am reușit. M-o pierduse, gata, am mai găsit. Da? Cine? Ia stai că vă arăt cine. El, m-a pierduse, sau ea. Ea, că e fetiță, zic eu. Să vedem, curios, dacă iese afară. Bine, acum iepurașii sunt și la năpărlire. Încerc, dar... Ea nu prea iese afară din zona ei. Încerc să le prind pe amândouă un cadru. Sunt și războinice, adică nu se înțeleg una cu cealaltă și nu vreau să se ia la cafteală, adică la umor. Am dat ceva fân uscat. Bun, cred că v-am lămurit. Evident că și Blue rămâne la matcă. Și este în năpârlire, după cum vedeți. Este și ea la schimbarea părului, nici ea nu este încercată, nu știm cum se va comporta. Trebuie încercat, sau cel puțin după părerea mea, adică fiecare femeie, cât și fiecare mascul, când este la prima, a doua fătare, trebuie avut în vedere ce se întâmplă cu ea mai târziu. Adică dacă este sau nu mamă bună, dacă are lapte de calitate, numărul de pui, bineînțeles, asta se ia în calcul și cu masculul cu care este montată, se mai schimbă masculul. Acum depinde foarte mult de efectivul de iepuraș. În mod normal ar trebui să aveți și niște rezerve, adică în cazul în care aveți o femelă care nu este foarte bună, să o puteți schimba. Depinde și de rasa din care provine și din... numărul de pui și dacă este doică sau nu bună. Belgiana este cam slăbită. Ea fiind mai la etaj acolo, e mai greu cu căldura. Dar eu zic că v-am lămurit așa cât de cât cu ce vrem noi să facem pe parcurs și cam ați văzut. Asta nu m-a pierdut. Stai aici! Da, cu porumbei.
Am zis că luna aceasta, în august, o să am avut în direct o împerechere, în direct, direct pentru mine, dar pentru voi nu, o împerechere de aici, de la ei, dar nu am uitat, facem și lucrul acesta, am avut un deces în familie, ca să vă zic exact, și nu am reușit să mă pot ocupa foarte mult de problemele de aici, de la ferma Grădina Bio. Dar venim și cu un nou proiect. Primul proiect este să acoperim, nu știu dacă se vede, au, băi, te-a încălcat dacă stai sub picioarele mele, cu un acoperiș așa, aproximativ 1,5 metri. Voi începe prin a scoate această latură și a mai turna beton încă 30-40 de centimetri până cam pe aici la piciorul meu stâng. Și până la acea măsuță, ca să putem să ne desfășurăm mai ușor cu treaba aceasta. În grădină lucrurile merg foarte bine, avem roșii, avem ardei, nu știu dacă se observă de aici, sper să se poată observa. Trebuie să fiu foarte, foarte atent la gângania asta mică de rățușcă, că stă tot numai în picioarele mele și am toate șansele să o calc. Am călcat-o acum în filmare odată, fără să vreau, bineînțeles. Cam asta referitor la ferma Grădina Bio și la ce urmează să mai facem noi pe aici. Na, și proiectul sper să ne iasă, să avem timp și bani, am luat ceva materiale, am făcut curățenie și aici, după cum se observă, am măturat tot. Sper ca zilele astea, dacă pot, să vă arăt mersul piticului. În spate. Se ține efectiv după mine. Unde mă duc eu și ea. O să o păstrăm, o să rămân aici la ferma Grădina Bio, deși este cam gălăgioasă, dar na, se va juca și fetița cu ea, va fi fericită. De asta am și mutat apa mai încoace, pentru că zilele acestea am de gând să mă apuc aici cu turnatul de beton și să am spațiu de manevră, ca să zic așa. Acestea sunt rățuștile, exclusiv rățușca colorată, muleșească. Le-am pus și apă aici în cădiță să facă baie rațele, încă n-au observat-o, dar o să observe cu exactitate. M-a întrebat domnul Ariel dacă roata este plină. Da, este plină, adică nu se umflă. Pur și simplu aici este un cauciuc sau o spumă de cauciuc presată, iar dacă se înțeapă roata nu este nicio problemă, nu înseamnă că se desumflă. Cam atât de la ferma Grădina Bio. Sper să vă fi plăcut episodul nostru cu rățușca. Opa. Ia uitați rățușca. Ea este rățușca, nu știu să-i zic Blue Duck sau Frumusețea sau rățușca cea urâtă sau rățușca cea frumoasă sau Betty, sau Amy, sau Jackie, sau Flappy, voi cum zice să-i spun. Încă nu am hotărât, sper să găsim un nume potrivit și să-i dăm. Este și Tommy, sunt mulți care îl vor pe Tommy în video, dar prinde șoareci, îl alergă pe aici tot timpul după șoarecii de câmp și nu prea este prezent. O să închei videoul aici. Vă mulțumesc tuturor că a stat aproape de canalul nostru și vă urez, bineînțeles, o zi excelentă. La revedere! Ajutați-ne cu un like, ne-ar susține foarte mult acest lucru. Să faceți o distribuire, să arătați la prietenii voștri și ați văzut că sunt destul de receptiv la ideile voastre, cum ar fi eliberarea porumbeilor, un nou proiect care mi l-a solicitat să mărim aici locația, să vă arătăm iepurii de matcă, adică cam tot ce ne solicitați noi facem. Așa că intrați în comentariu, vreau să fie un canal foarte activ. Dacă vreți să facem și live-uri, o să putem face și live-uri, să putem discuta.
problemele sau, nu știu, diverse sondaje referitor la găini, la iepuri, la tot ce vreți voi. Încă o dată vă mulțumesc, nu uitați de like și vă aștept cu drag la un nou episod la Ferma Grădina Bio. La revedere!